Funcția de administrator public al județului Giurgiu va fi scoasă la concurs potrivit legii și criteriilor aprobate de Consiliul Județean printr-o hotărâre adoptată cu mai mult timp în urmă. Zvonurile privind preluarea acestei funcții de către Răzvan Cuc nu sunt reale, acesta având posibilitatea să ocupe postul în cauză doar dacă va câștiga concursul. Un subiect care nu își are rost în acest moment, dar fiindcă este legat de persoana voastră, fac următoarele precizări și anume, intenționez să mă înscriu la concursul care se va organiza pentru ocuparea funcției de administrator public, dar în același timp mă distanțez de orice alte speculații care sunt făcute pe seama acestui subiect. Nu am dat eu nicio declarație, din câte am cunoștință nici președintele Consiliului Județean nu a dat nicio declarație cu privire la această funcție. Așa cum mă înscriu eu, se poate înscrie orice cetățean, concursul se va desfășura conform prevederilor legale, va fi o probă scrisă, o probă orală de susținerea unui plan de management, deci sub nici o formă nu se poate, sunt pure speculații, nu se poate trage concluzia că aș fi eu favorit. Poate oricine fi favorit, poate fi orice cetățean din Giurgiu care îndeplinește condițiile din criteriile care au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean. Pentru participarea la concursul de ocupare a funcției de administrator public al județului, candidații trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor juridice, administrative, economice sau tehnice cu o vechime în specialitate de minim 5 ani. De asemenea, trebuie să aibă un master în domeniul administrației publice, în management sau în specialitatea studiilor, să aibă experiență în administrația publică de minim 2 ani, precum și experiență de minim 3 ani în funcții de conducere.